Agențiile județene de plată a drepturilor sociale s-au conformat prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 26 din 28 iunie emisă de Guvernul Cioloș în această săptămână, cu referire la reluarea plății drepturilor sociale față de beneficiarii care nu și-au achitat până la 31 martie taxele și impozitele locale. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț s-a suspendat de la plata alocației pentru susținerea familiei, în conformitate cu prevederile legii numărul 277 din 2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare, un număr de 37 de dosare, dosare aparținând mai multor localități din județul Neamț. Motivat de faptul că familiile beneficiare nu și-au îndeplinit obligativitatea de a achita taxele la bugetul local. Având în vedere însă apariția Ordonanței de Urgență numărul 26 în 28 iunie 2016, plata acestor dosare va fi reluată din oficiu, inclusiv pentru perioada de suspendare. Beneficiarii cărora le-au fost sistate drepturile sociale nu vor trebui să facă niciun demers de reluare a plății. Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, trecând din proprie inițiativă la procedura de punere în plată a celor 37 de beneficiari cărora le-au fost sistate alocațiile. Nu trebuie să facă vreun drum sau vreun alt demers, vor fi reluate plățile de la data suspendării, fără a fi necesară prezența dumnealor în vreo instituție, în speță primăria sau agenția teritorială. Vor primi drepturile conform prevederilor legii 277 din 2010. În cursul zilei de joi, 30 iunie, a avut loc instruirea asistenților sociali din toate unitățile administrative teritoriale cu problemele curente și prevederile exprese ale Ordonanței de Urgență 26 din 28 iunie. Noi de fiecare dată anunțăm primăriile cu modificările survenite în plata beneficiilor sociale. Ieri a avut loc o întâlnire la prefectură cu asistenții sociali din toate primăriile din județul Neamț, unde, pe lângă modificările intervenite în indemnizația creștere copil, am amintit și de excluderea obligativității achitării taxelor locale pentru beneficiarii de alocație de susținere a familiei, astfel încât au fost informați, primăriile sunt informate de fiecare dată când intervin modificări legislative la beneficiile sociale. Conducerea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț manifestă o preocupare permanentă de informarea serviciilor de specialitate din primăriile județului în vederea aplicării legislației sociale cu cea mai mare corectitudine.